O mâncare nu este obligatoriu să fie scumpă ca să fie delicioasă sau sănătoasă. Am cules ștevie din câmp și am pregătit cu ea un borș de ștevie cu cartofi. Unde mai pui că se pregătește și foarte repede? Hai să-ți arăt! Am folosit aproximativ 3-4 legături de ștevie pe care am spălat-o bine, mi-am scos nervura și am tăiat-o în bucățele mai mici. Am lăsat ștevia puțin deoparte și m-am ocupat de celelalte ingrediente. Am tocat mărunt vreo 4 fire de ceapă verde, am pregătit de asemenea un morcov mai mic, un păstârnac mic, o bucățică de țelină și 2 cartofi. Am încins o oală care are o capacitate de 2,5 litri, am pus puțin ulei, am adăugat apoi ceapa, am călit-o vreo 2 minute, am continuat apoi și cu restul legumelor. Legumele le-am călit vreo 3-4 minute împreună cu sare, iar apoi am continuat cu apă. Când apa a început să clocotească, am adăugat și ștevia. Și nu este multă pentru că se moaie foarte tare la fier. Am lăsat să fiarbă totul cu capac timp de 15 minute, am adăugat apoi suc de roșii cu ardei capia și borș. Fiecare adaugă după gust. Am mai lăsat ciorba să fiarbă 5 minute, iar apoi am adăugat leuștean proaspăt tocat. Nu știu cum vi se pare vouă, însă mie mi se pare că arată foarte bine și a fost și foarte delicioasă. Iar dacă nu țineți post, puteți pune în farfurie și o lingură generoasă cu smântână. Iar dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de urmărire. Te-am pupat!